Ați făcut vorbire despre echipa medicală. În ansamblu, stăm mai bine la medici, din punctul de vedere al... Știu că s-au încercat niște angajări. Din păcate, nu pot să vă spun multe lucruri în acest sens, doar am văzut că managerul interimar al spitalului a declarat că are reușit să aducă 4 medici, ceea ce înțeleg că doar pe hârtie au fost vorbele, nu a venit nimeni în spital la ora aceasta. Tragic sau supărător este faptul că ne pleacă medici din spital, medici foarte buni. Sunt care au plecat? Sunt sau... care de la 1 iunie nu mai vor să lucreze în spitalul județean. Ne confruntăm cu o criză și pe alte secții decât cele? Da, sunt. Și vreau să vă spun că permanent țin legătura cu medici în spital. Permanent mă sună și nu numai cu medici, tot personalul medical și cu colegii ceilalți din TESA, toți mă sună și știm că se confruntă cu anumite lucruri pe care cu greu le vom prepara. Dar să sperăm că nu vor dura mult aceste lucruri și le vom putea lua din clipă și să le reparăm. Mulțumesc! Mulțumesc!